Am revăzut vlogul de ieri cu Cristian de 3 ori și de fiecare dată m-am uitat atent și am simțit că îmi place la fel ca prima dată. Nu a fost deloc ușor să-l creăm, dar în același timp nici nu ne-am dat viețile peste cap ca să-l facem. Și în plus, am putut chiar să ne bucurăm și de timpul pe care l-am petrecut la sport și la filmări. Și mă gândeam aseară că episodul de ieri a fost mai greu de creat pentru mine, nu pentru că nu aș fi știut să filmez, să editez sau să montez, ci pentru că a fost pentru prima oară când am avut un invitat în cadrul vlogului, a fost în același timp pentru prima dată când am făcut un interviu în cadrul unui astfel de episod și totodată a fost pentru prima oară când a trebuit să adaptez formatul din mers, astfel încât la sfârșit să iasă un vlog la care să ne facă plăcere să ne uităm. Dar antrenamentul pe care urmează să-l încep acum nu e pentru prima oară când îl fac și abia aștept să-l încep. Mi-aduc aminte când am făcut exercițiul ăsta pentru prima oară în această provocare, dar sunt absolut convins că mi-a fost mult mai greu decât îmi este astăzi să-l fac. Dar mi-aduc aminte, în schimb, cum a fost prima oară când am sărit coarda în ziua 1 din această provocare, iar atunci știu sigur cât eram de neputincios, știam cum săream sau, mai bine zis, cum nu puteam să sar, țopăiam mai degrabă de colo-colo, doar că nu mă împiedicam, era foarte greu. Dar atunci era prima dată în cadrul acestei provocări. Azi e ziua numărul 42 de când sar coarda și e normal să existe o evoluție. Și tare mult îmi place acum. Și la flotări a fost o anume prima oară, acum câteva săptămâni, când am făcut 5 flotări. Iar astăzi pot să fac 5 serii de câte 10 flotări. Repetări. Dimineața când am venit era absolut superb, erau 23, 22, 23 de grade. Acum însă a sărit de 28 de grade și din ce în ce mai cald. Bine că mai am doar un exercițiu de făcut. Gata, antrenament complet. Am mai făcut un antrenament a 42-a zi în care plec cu tricoul transpirat acasă. Știu că am muncit, știu că am transpirat, știu că am devenit mai norocos, știu că mi-e sete, am rămas fără apă aproape, mai am doar o gură și încă nu s-a încălzit de tot, nu e fiartă, deci pot să o beau și mă simt foarte bine după ziua de azi. În mâna asta am 5 creioane. Creionul 1, 2, 3, 4, 5. Asta este creionul cu numărul 6, este unul pe care l-am folosit în totalitate în cadrul acestei provocări, iar aici am creionul cu numărul 7, pe care mai am puțin și îl termin. Cu toate aceste 7 creioane, am scris toate scenariile clipurilor mele pentru internet, pentru TikTok, pentru Instagram și pentru YouTube. În agenda asta și în caietul pe care tocmai l-am terminat aseară. Azi am început caietul cu numărul 3 și abia aștept să-l umplu cu scenarii pentru toate clipurile care vor urma. Vezi tu, acum îmi este foarte clar că îmi place să scriu. Dar nu mi-a fost întotdeauna. Mi-a luat mult timp până mi-am dat seama de acest lucru. Și chiar am făcut un vlog, episodul numărul 6, în care am discutat exact despre treaba asta. Și acum nu doar că îmi place să scriu sau că știu că îmi place să scriu, dar îmi este și mult mai ușor să o fac. De la descrierile postărilor pentru social media și până la scenariile acestor clipuri pe care le creez pentru internet, acum îmi este mult mai ușor să scriu. Dar nu a fost întotdeauna așa. La început, mai ales, atunci mi s-a părut cel mai greu. Iar când am scris primul meu scenariu pentru un clip video pentru internet, atunci pur și simplu mi s-a părut că nu voi fi niciodată în stare să fac asta. Iar acest lucru se întâmpla pentru că era prima oară când o făceam. Și la fel a fost prima dată când am vorbit în public, la fel a fost și când am vorbit prima oară în fața unei camere de filmat. Și dacă ar fi să derulez timpul înapoi, probabil că așa a fost de fiecare dată când am făcut un lucru pentru prima oară. Acum mi se întâmplă des să stau de vorbă cu oameni care îmi spun că ei nu se pricep să scrie texte pentru social media sau că și-ar crea un canal de TikTok sau chiar unul de YouTube, doar că ei sunt absolut convinși că nu s-ar descurca să vorbească niciodată în fața camerei. Și când îi întreb de câte ori au încercat să fac asta, de cele mai multe ori răspunsul este același.
Păi nu am încercat, știu sigur că nu m-aș descurca. Iar eu le spun de fiecare dată exact același lucru. E normal să te sperie ideea și e normal ca la început să crezi că nu vei fi bun la lucrul ăsta. Dar după ce vei face un lucru de 5 ori, de 10 ori, de 20 de ori, de 50 de ori, pur și simplu prin exercițiu, prin repetiție, vei deveni mai bun la acel lucru. Și în felul ăsta, teama că nu te pricepi, teama că nu ești bun la ceva anume, pur și simplu devine mai mică și într-un final dispare. Acum sunt mai convins ca absolut oricând că pot deveni mai bun la absolut orice lucru pe care îl fac în mod repetat. Și dacă ceva mă sperie doar pentru că este pentru prima oară când ar trebui să fac un lucru anume, acum știu sigur că mi-este mult mai ușor să încerc să îl fac. Doar pentru că știu că a 5-a oară, a 10-a oară, a 42-a oară când îl voi fi repetat, voi fi devenit mult mai bun la acel lucru.